Salutare tuturor! Eu sunt Nicoleta și bine ați revenit la un nou filmuleț. Astăzi vă invit să discutăm despre vaccinare și, în mod special, despre cum puteți obține o programare pentru a putea fi vaccinat împotriva virusului COVID-19. Rămâneți alături de mine! Din 7 iunie 2021, în Germania, vaccinarea este disponibilă pentru oricine și-o dorește. Fie în cabinetele medicale ale medicilor de familie, la medicii din întreprinderi sau chiar la punctele, adică la centrele de vaccinare din regiunea voastră. Iar dacă vă întrebați cum decurge tot acest proces din centrele de vaccinare, atunci să știți că e foarte simplu și astăzi o să vă spun și vouă din propria mea experiență. Din timp, trebuie să vă faceți o programare, pentru că vaccinarea este posibilă numai după o înregistrare prealabilă, iar cele mai importante site-uri web și linii telefonice le găsiți în secțiunea de comentarii a acestui videoclip. Vizualizați mai jos! Primul pas din ziua vaccinării va fi înregistrarea. Identitatea dumneavoastră va fi verificată la centrul de vaccinare, iar pentru a putea face acest lucru, trebuie să nu uitați să vă luați cartea de identitate sau pașaportul. În continuare, mă voi referi la partea informativă. Toți cei ce doresc să se vaccineze vor primi din timp toate informațiile necesare pentru a le putea citi. Această anexă se numește Aufklärungsmerkblatt. După aceea, în ziua vaccinării, la centrul de vaccinare veți avea parte de o discuție cu medicul, unde vă vor fi explicate toate efectele adverse posibile. Această discuție se numește Aufklärungsgespräch. După aceea, va trebui să semnați această fișă informativă, precum că vi s-au adus la cunoștință toate efectele adverse posibile, precum și formularul de consimțământ, care se numește Einwilligungserklärung. Urmează vaccinarea propriu-zisă. Vaccinul se administrează în mușchiul brațului superior de către personalul medical. După aceea, vaccinarea va fi documentată în certificatul de vaccinare, Impfbescheinigung, și în pașaportul de vaccinare, Impfpass. Dacă vă întrebați ce urmează, atunci să știți că urmează perioada de urmărire. După vaccinare, se rezervează un interval de timp de 15 minute, unde persoana vaccinată va fi urmărită de către personalul medical și, în caz că apar efecte adverse, acestea se poate fi depistate și tratate direct. Cu toate acestea, acest lucru se întâmplă destul de rar. Și apropo, să știți că în ziua vaccinării sunteți rugați să purtați o mască de tipul FFP2, pe care de asemenea va trebui să nu uitați să o luați cu voi. Cam aceasta a fost tot, dar și mai important e că, în afară de vaccinul Janssen, Johnson & Johnson, unde se administrează o singură doză de vaccină, la celelalte tipuri de vaccine, o a doua întâlnire de vaccinare este absolut necesară pentru ca vaccinul să funcționeze corect. Așadar, ca să puteți și voi să obțineți un termin, v-am lăsat toate informațiile necesare repartizate pe landuri în secțiunea de comentarii a acestui videoclip. Sper să vă fie utile și să obțineți cât mai curând și voi o programare. Cuvântul zilei de astăzi este, bineînțeles, Die Impfung, ceea ce înseamnă vaccin. Iar eu zic să ne vaccinăm dacă avem această oportunitate pentru protecția noastră, dar și a celor din jur și poate să maximizăm șansele de revenire la normalitate. Cam acesta a fost filmulețul de astăzi, care a fost unul mai informativ decât de obicei. Sper că a fost util și ne vedem săptămâna viitoare cu alte informații utile. O zi frumoasă să aveți și pe curând!